Situația de la punctul de trecere al frontierei Leușeni-Albița devine din ce în ce mai tensionată din cauza protestului agricultorilor. O ambulanță chemată de un bărbat căruia i s-a făcut rău în timp ce traversa frontiera de stat nu a putut ajunge la pacient, așa cum accesul către Vama a fost blocat vineri pentru a cincea zi consecutiv. Vineri, fermierii și-au parcat tractoarele pe carosabil mai devreme decât în celelalte zile, la ora 9 dimineața. O oră mai târziu, unui bărbat de 64 de ani, pasager într-un automobil, i s-a făcut rău în timp ce traversa punctul de trecere al frontierei Leușeni-Albița și a sunat la 112. Așa cum drumul către Vama era blocat, medicii de pe ambulanță s-au deplasat cu mașina poliției până la pacient și ajutații de polițiști l-au adus pe bărbat pe targă până la autosanitară. Despre acest incident a anunțat Inspectoratul General al Poliției, care a precizat că în acest caz a fost pornit un proces penal. Apelul la 112 a parvenit de la un bărbat cu probleme cardiace, căruia i s-a făcut rău în punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița. Cu regret însă, serviciul de urgență nu a reușit să ajungă la el din cauza unităților de tehnică care au blocat accesul. Ambulanța a rămas blocată la aproape un kilometru de la punctul de trecere a frontierei. Oamenii legii susțin că problema nu a putut fi soluționată altfel, întrucât agricultorii ar fi abandonat tehnica și au plecat la protestul desfășurat în fața Parlamentului. De cealaltă parte, fermierii din centrul capitalei spun că ambulanța ar fi putut trece și acuză oamenii legii de show-uri. Între șeful Inspectoratului de Poliție din sectorul Buiucani al capitalei și un agricultor s-a iscat o discuție aprinsă la acest subiect. Comunul este blocat. Este acces prin câmpă. Nu este acces. Spuneți de 3 zile, trimiteți persoana să filmeze. Este de 3 zile făcut drum special prin câmp, toți absolut. Trec microbusurile, trec astea. Mașini, 3 mașini. Nu asigurați-vă pentru ultima dată. Este persoana acum. Asigurați-vă ca să fie acces în vamă. Este acces în vamă. Acces nu este. Nu este acces numai pentru tirul și autocar. Rest absolut tot în trafic. Luați persoana și chestionați-o să-l depună, să vă întâlnă în scris că este acest și-o asuma tot responsabilitatea. A să avem incidente acolo și să nu te răspoartă, răspunde persoanele care nu au atribuții. Avem o persoană care are stop cardiac și este necesară intervenția medicilor. Medicii au ajuns acolo, este blocat accesul. M-au solicitat să intervin, deoarece persoanele responsabile de acțiune de protest care au notificat acest protest se află la Chișinău, aici. Nu se află în Vama Leușeni pentru a coordona toate acțiunile acolo. Circul absolut tot, în afară de autocarele mari și camioane. Au intrat ambulanța, au ieșit, rest tot e șoc. Puteți vă deplasați în Vama și strâmați. Este intrare cât pe dreapta, cât pe stânga la ieșit. 150%, 90%. Deși agricultorii insistă că acces există, IGP a anunțat vineri că și un microbus cu 6 pasageri a rămas blocat pe acostament în timp ce șoferul a încercat să ocolească porțiunea de traseu blocată de tehnica agricolă. Agricultorii au deblocat drumul spre Vama Leușeni în jurul orei 17, așa cum toată ziua accesul către Vama Leușeni a fost închis, la celelalte puncte de trecere ale frontierei s-au format cozi. De exemplu, la punctul de trecere al frontierei Sculeni, pe sensul de intrare în țară, coada de mașini era de 1,5 km. Prim-ministrul Dorin Recean le-a cerut fermierilor să nu dăuneze altor persoane. Dumneavoastră puteți să și aveți dreptul și este normal fiecare să protesteze. Doar că să vă străduiți, să nu faceți rău altor oameni. Ați văzut și incidentul de astăzi și de asta rugămintea mea este că dacă blocați drumurile, neapărat să lăsați pe cineva, în caz de necesitate, să permită urgenților. Vineri, agricultorii au ieșit cu tehnica agricolă și pe alte drumuri din țară. La proteste participă fermieri din raioanele Cahul, Telenești, Rezina, Hâncești, Fălești, Criuleni, Râșcani, Basarabeasca, Dondușeni, Leovani, Sporeni, Ungheni și Căușeni.